Alfred Simonis, președintele ales al Consiliului Județean Timiș, a declarat că vrea să se înceteze cu polemica. Socialdemocratul spune că proiectele județului Timiș nu au răbdare și că pentru acestea a ales să șteargă cu buretele toate acuzațiile din campania electorală. Cuvinte grele, care spune Alfred Simonis, i-au adus atingeri și familiei sale. Avem pentru președintele Consiliului Județean aproximativ 130.000 de voturi, un avans de aproximativ 20.000 de voturi față de principalul contracandidat. Am câștigat municipiul Lugoj, am câștigat alte 54 de localități pe lângă municipiul Lugoj, am câștigat alegerile pentru Consiliul Județean în toate orașele din Timiș, am câștigat în întreaga zonă periurbană, cu câteva excepții, câteva secții de votare unde am pierdut. Întreaga zonă periurbană a fost câștigată pentru Consiliul Județean. Avem zeci de mii de voturi în municipiul Timișoara. Am câștigat alegerile în peste 400 de secții din totalul celor 616 secții la nivelul județului Timiș. Avem, după numărătoarea paralelă, aproape sigur majoritate împreună cu cei de la PNL, actuala alianță PSD-PNL, în Consiliul Județean. Îmi propun să lăsăm deoparte ceea ce ne-a despărțit în această campanie, să depășesc ușor dezinformările și chiar atacurile la familie, pentru că dacă m-a deranjat ceva, cele m-au deranjat cel mai tare, pentru că proiectele județului Timiș nu au răbdare, să spun așa. Cred că e momentul să încetăm cu polemica, e momentul să începem munca, s-a încheiat campania electorală și aș vrea să transmit și liderilor Alianței Dreapta Unită același mesaj, pentru că am urmărit cu atenție conferința dânșilor de presă și am văzut că păstrează aceleași mesaje din campania electorală. Le transmit că s-a încheiat campania electorală și trebuie să începem munca. În acest sens, Alfred Simonis vrea să se întâlnească cu actualul președinte CJT, Alin Nica, pentru a nu pierde timpul până în octombrie, atunci când socialdemocratul preia oficial președinția Consiliului Județean Timiș. Voi avea o întâlnire în zilele următoare cu Alin Nica, președintele în funcție al Consiliului Județean, pentru a discuta în detaliu despre proiectele Consiliului Județean și despre ceea ce trebuie să facem astfel încât să mișcăm fiecare dintre proiectele angajate și asumate înaintea campaniei electorale, dar și campania electorală. Mai sunt aproape 4 luni până voi prelua mandatul oficial de președinte al Consiliului Județean Timiș, 4 luni pe care n-aș vrea să le pierdem, de aceea voi depăși orice tensiune, orice atac personal la adresa mea, la adresa familiei, orice mizerie aruncată în campanie electorală pentru binele acestui județ și pentru a câștiga 4 luni de zile din viitorul mandat pe care îl voi avea. Alfred Simonis vrea cât mai repede să demoleze și să înceapă construcția stadionului Dan Păltinișanu.